10 de paznici pe jos. Tot ce se întâmplă cu mine, pur și simplu, foarte, foarte strașnic. Puțin respect că ne descurcăm noi altfel. Hei, ce-o, fraților, eu sunt Crașan alături de Julian. Salut, fraților. Iar astăzi am pregătit un clip foarte bombă. Noi o să ne ducem în cel mai mare magazin din Moldova. Cum a fost cu Atrium, 24 de ore, dar acum chiar se închide noaptea și o să ne străduim să stăm toată noaptea acolo. Ultimul din noi care o să iasă o să câștige 500 de euro. Băi, de data asta eu câștig, gata, vă no, zic, eu, Julian eu, o să fie pierzătorul. Scrieți în comentarii, ca de obicei, Julian, scrieți în comentarii că Reșanu e câștigătorul. Julian is the winner. Și o să vedeți foarte clar, gazimetru, eu să ies dimineața, fraților, să stau pentru voi toată noaptea. Deci da, lăsați un like, chiar acum bus. Eu o să găsesc cel mai bun loc, asta. Eu zic să nu lungim și să vedem cine e winner și să începem din metro. Gata, boșilor, noi am ajuns la metro. Trebuie cum să mergem să vedem ce locuri sunt, unde să ne ascundem. Julian să se ascundă aparte, eu aparte, eu să fiu winnerul, eu să fiu cel care dimineața o să iasă odată cu noi cumpărători care să intre în metro. Eu să fiu cel care să iasă. Auzi ce zice, bă, gata, la mine a fost linia aia neagră de pierdere de un alta, gata. Să l-au zis pe loserul ăsta, el crede că o să câștigă. El crede că o să câștige, bă, tu doar pierzi mereu. Da, el crede că în fiecare zi e Crăciun, a, asta e. Eu o să iau un GoPro, îi dăm Canon-ul lui Julian și o să vedem ce o să se întâmple. Sper tare, tare, tare să fie fără poliție. Eu zic să intrăm în metro și să vedem ce locuri sunt. Boșilor, am intrat cu Julian aici în metro. Bă, nu vă dați seama câtă pază pe aici. Noi cu Julian acum am rămas pur și simplu șocați. Bă, câți erau? Bă, eu mi se pare că am găsit loc. Eu mi se pare că am găsit loc. Uitați-vă aici. Deci la valize. La valize. Pun acolo valizele, le aranjez și mă pun direct după valize. Uitați-vă că deja anunță că se închide magazinul și că toți se iasă. Fraților, locul este genial. Uitați-vă pe ăsta. Fraților, am intrat aici cu Reșanu, uitați-vă. Și mă gândesc să plec încolo, uitați-vă. Dar nu știu dacă o să-mi cap. Nu știu dacă o să-mi cap. Băi, cum am intrat noi aici, n-am idee. Eram pe panică, pur și simplu am sărit aici. În hood de alb, uitați-vă ce mâine am. Meanwhile. Gata, fraților, ăștia au spus că metru s-a închis. Și suntem ascunși, cred că destul de bine. Da. Dar doamne să fie fără poliție și mâine la 7 dimineața când se deschide metru, o să ieșim odată cu toți. Acum, dacă luăm în considerare că o să stau aici jumătate de oră, o oră, două, până la 10-11 e ok. Dar eu nu știu ce o să fac mai târziu, când practic eu nu o să pot să mai mișc de aici, eu nu o să pot să schimb poziția. Eu nu știu cât o să reziste organismul meu să stea pur și simplu aici într-o poziție. Eu n-am idee ce o să se întâmple mai târziu. Plus la asta că deja au venit doi băieți lucrători paznici și au verificat valizele și le-au aranjat. Bă, și paznici ăștia zici că au 3 metri, zici că-s Dorean, Popa... Bă, a trecut fix o oră. A trecut fix o oră de când s-a închis metro. Sunt foarte mulți paznici și lucrători care încă sunt aici. Eu sincer sper cât mai repede să se termine asta, că deja mă sperie cum foarte tare. Julian în genere a plecat în altă parte, nu știu unde. Acum iarăși am oameni lângă mine. Fraților, a trecut deja o oră. Pe aici tot am umblat, au făcut chestii una alta, au umblat, au mișcat într-o parte în alta. L-am găsit pe Julian, uitați-vă. Noi cu Julian ne-am înțeles. Că dacă ambii reușim să ieșim de aici la 6 dimineața când se deschide de fapt la 6, nu la 8, păi mergem direct la Mac și facem cea mai mare sărbătoare din viața. Bă, tu îți dai seama ce amintire asta o să fie? Serios, nici n-am simțit ora asta cum a trecut. O oră s-a dus. Da, nici n-am simțit. Încă 8 ore. S-au stins toată muzica și toate luminile. Mai încet. Toată muzica și toate luminile. Totul e foarte tuneric. Cum s-a închis totul în metro. Eu pur și simplu acuși o să panichez. Pur și simplu n-am cuvinte. Așa ceva, fraților, o să vedeți numai pe acest canal. În rest, nu o să mai vedeți nicăieri. Și plus la asta, dacă ne mișcăm, o să înceapă alarma. Când magazinele mari mereu spuse alarme de astea de mișcare. Dacă de mișcare, te miști, da, dacă te miști, gata, ești dus. Vine poliția direct. Fraților, este ora 12. Au trecut deja 3 fucking ore. Și noi cu Julian acum stăm în liniște maximă. Deoarece bază umblă pe aici. Și noi tare ne temem că pe noi ne-au auzit.
Dragii mei, e ora 3 și 2 minute. Ăsta stă și doarme pe jos. Update. Vreau să vă spun că eu sunt personal distrus fizic și moral. Și Julian, cred că tot. Vreau să vă spun că savurați foarte tare această plăcere când stați în pat, când dormiți, când pur și simplu simțiți feeling-ul ăsta de pace și liniștire când stați acasă, comod, frumos, așezați cu un ceișor, cu o cafeluță, că asta e pur și simplu mai bun ca asta, nu este nimic, credeți-mă, că noi cu Julian stăm aici. Oamenii străzi. Oamenii străzi, serios. Nu pot să arăta prin cuvinte ce simt acum. Un frig bate pe la spate, n-am nici nu înțeleg, ba mi-e frig, ba mi-e cald. Când mă gândesc că mai avem de stat 3 ore, frate, până se deschide metrou ăsta, eu îmi ies de minți direct. Băi, când o să ies de aici, dacă o să ies de aici, o să fiu cel mai fericit. Eu, serios, în viața mea n-am avut așa ceva. Eu am impresia că o să mor. N-am nimic apă mâncare, n-am pur și simplu nimic. Și se aude non-stop cum merg oameni și paznici pe aici. Și când aud un paznic, începe panica de asta mare. Începe panica de asta mare, 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 că tremur tot. Bă, fraților, e ora 5:40, încă 20 de minute până se deschide metro și noi cu Julian, în sfârșit, suntem liberi să ieșim din toată noaptea asta și tot coșmarul ăsta, fraților. Eu vreau să beau apă și să mănânc și sper până la urmă să nu cheme poliția. Fraților, noi cu Julian în 10 minute ieșim de aici și intrăm chicken magazin. Am pregătit și istoria care o să spunem dacă ceva, noi pur și simplu filmăm că suntem într-un trip, mergem spre România și ne-am oprit în parcare de dimineață la drum. Da. România e în partea aia la altă, știi? Bă, venim din partea aia dacă ceva. Da. Și suntem la drum. Nu. Au oprins luminile. We did it. 5:53. We did it. Champions. Băiene și boșilor, uitați-l pe ăsta. Deci, boșilor, noi acum cu Julian ca și cum am intrat în magazin și mergem să cumpărăm ceva. Mergem să luăm un snack ceva și ne îndreptăm direct, fraților, afară, spre ieșire. Că doar când ajung afară o să fiu foarte, foarte chill și o să zic în final că totuși we did it, guys. Deci acum ne îndreptăm cu Julian spre ieșire, acolo el e din spate, stresat, murdar. Obosit. Deci, boșilor, am ieșit. We did it, we finally did it. Cam așa a fost clipul de azi. Din câte vedeți, super bombă. Nu uitați să apreciați cu un like și subscribe, că a fost pur și simplu nebunie maximă. Uitați-vă cum arată totul de dimineață aici. Nu te cred, bă, a trecut. Eu nu cred că am putut să facem asta. Eu nu îmi dau seama. Eu nu vreau să vă redau prin cuvinte ce chin a fost să stăm acolo 11 ore, pur și simplu nemișcați. Nu vă dați seama, serios, nu trebuie să vă dați seama. Un like e destul. Chiar dacă nu puneți like și subscribe, băi. Dacă mai vreți partea a doua, dacă mai vreți partea a doua, scrieți și noi cu Julian și vine și Octav. Facem. Cu voi a fost Julian, fraților, Reșanu. Pa, fraților. Pa.